cu tremur total lângă România. Rusia a făcut anunțul chiar acum. Suntem direct vizați, Maria Zaharova anunță că autoritățile moldovenești sunt obligate să respecte alegerea locuitorilor din regiunea autonomă găgăuză, care au spus un nu ferm idei de rupere a legăturilor cu Rusia. Zaharova afirmă că Rusia este legată de găgăuzia printr-o strânsă cooperare în domeniile cultural, umanitar, comercial și economic. Respingerea agendei rusofob și neoliberale, care le este străină, demonstrată de locuitorii din Găgăuzia, a provocat dezamăgiri nedisimulate în Chișinău. Sunt solicitări pentru anularea rezultatelor alegerilor, de rusificare, românizare a autonomiei, a declarat Maria Zaharova, în cadrul unui briefing de presă, relatează TV8 Mede, ea a subliniat că Federația Rusă respectă rezultatele exprimării voinței locuitorilor autonomiei și și-a exprimat speranța că Găgăuzia va continua să coopereze cu Rusia. Rusia este legată de Găgăuzia printr-o strânsă cooperare în domeniile cultural, umanitar, comercial și economic. Sperăm ca noua leasa conducere a autonomiei va continua politica de consolidare a cooperării cu țara noastră, cu regiunile rusești și, la rândul nostru, vom confirma disponibilitatea de a dezvolta în continuare legăturile cu Găgăuzia, tradițional prietenoasă cu Rusia, a punctat reprezentanta mea Erus. Relându-și atacurile la adresa Chișinăului pe tema deciziei ca expresia limba română să înlocuiască în legislația țării termenul de limba moldovenească, Zaharova s-a întrebat ironic ce limbă ar trebui să vorbească locuitorii Găgăuziei, dacă în Moldova a fost anulat însuși cuvântul Moldova, și a acuzat-o pe președinta Maya Sandu că servește interesele unui alt stat suveran.